De exemplu, doar pentru că vei crea un cont de Facebook și vei face o pagină, vei primi între 5 și 25 de dolari. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod pe canalul Oli. Astăzi vă voi arăta o metodă prin care voi puteți face bani făcând task-uri simple sau mai complicate, funcție de câți bani vreți să faceți voi, cu ajutorul calculatorului. Da, vă trebuie un calculator sau dacă aveți un mobil, e bun și ăla, pentru că această metodă funcționează și pe mobil, și pe desktop, și pe tabletă, și pe ce vreți voi. Conexiunea la net să aveți și timp liber, pentru că această metodă am descoperit-o de curând, este foarte faină și este, din punctul meu de vedere, pentru toată lumea. O să facem un tutorial pas cu pas cum puteți merge să vă faceți cont, unde trebuie să vă faceți cont și, bineînțeles, câți bani veți putea câștiga. Ok? Bun. Astea fiind spuse, nu uitați să vă abonați, să puneți notificările și, bineînțeles, să urmăriți tutorialul pas cu pas, pentru că dacă ratați ceva important, s-ar putea să nu vă iasă și dacă nu vă iese, după aia îmi spuneți că nu merge metoda. Așa că stați până la capăt și sunt curios să vedem cine a rămas până la capăt, să lase un comentariu. Aici mare comentariu cu am rămas până la capăt. Bun, hai să trecem la metoda noastră. Metoda noastră se numește Latium, L-A-T-I-U-M, Latium. O să vă las un link în descriere, este un link de referal pentru că puteți câștiga și din referali. Nu știu exact cât se poate câștiga, dar nu. Dacă vreți intrați pe linkul meu de referal sau dacă nu puteți intra direct pe latium.org, fără link de referal, și tot ce trebuie să vă faceți este să vă faceți un cont. Practic, site-ul acesta vă plătește să faceți diferite proiecte. Sunt oameni care postează proiecte și voi trebuie să rezolvați diferite chestii pentru proiectele lor. E un fel de, nu știu să zic, Fiverr, dar este puțin mai diferit, pentru că aici sunt proiecte mult mai simple pe care le poți găsi, nu trebuie decât un cont și poți să rezolvi orice proiect, intri în proiect și îl rezolvi. Bun. Aici poți, pe prima pagină o să trebuia să mergi pe I want to work. O să încerc să fac tutorialul pas cu pas, pentru că foarte multă lume îmi spune că, bă, nu știu să-mi fac cont, așa că o să îmi pun una din adresele de e-mail pe care eu nu le mai pot folosi, așa că degeaba îmi trimiteți mail la adresa asta dacă o vedeți aici pe ecran, și dați sign up. După ce ați dat sign up, va trebui să primiți un e-mail, o să primiți un e-mail de verificare aici cât de curând și uitați, deja l-am primit, ok? O să copiem linkul acesta, puteți să dați click direct aici și în momentul de față putem să ne facem contul, ok? Deci, pur și simplu, am dat click acolo, ne punem numele, prenumele, un username și o parolă. După ce am făcut toate acestea, punem aici I'm not a robot, ne punem să punem pe hidranți sau ce te mai pune să faci aici captcha asta și dai continue. După ce ai dat continue, trebuie să mergi pe partea aceasta I want to work și după aceea poți să dai next, să-ți pui o poză de profil, poți să-ți pui o biografie sau poți să dai skip. Poți să dai și skip la chestiile acestea, dar de exemplu la biografie poți să pui niște chestii interesante, skill-uri, de exemplu poți să pui aici app downloads, că știi să faci app download-uri, adică practic să downloadezi aplicații, și poți să spui că ești expert pentru că știi să downloadezi aplicații. După aia aici te pune să te întreabă de fapt cam cât vrei pe oră, să zicem, nu știu, un 15 dolari, cam pe atâta poți să lucrezi tu, pentru că s-ar putea să te găsească și altcineva, și portofoliu. Dar, bineînțeles, dacă nu aveți portofoliu, dați skip. Bun, după aia puteți să dați aici Boost My Profile, pentru că odată ce ai dat Boost My Profile, s-ar putea să vă găsească lumea să vă angajeze, să spun așa. Va trebui să răspundeți aici la tot felul de întrebări pe care ei vi le pun, de exemplu, unde locuiești. Mergi aici frumos, pui România, hai să vedem pe unde e România, după aceea care este genderul tău, data de naștere, sunt niște chestii foarte simple pe care le puteți răspunde și cei de la Latium vă vor boosta profilul pe platformă pentru a-ți găsi mai ușor proiecte sau să te angajezi altcineva. Poți să pui aici tot felul de chestii, v-am zis, puteți să le completați sau nu, nu este obligatoriu, dar din punctul meu de vedere este bine să vă bați în capul la început, să puneți toate aceste lucruri și, bineînțeles, după aceea, de fapt, sunt doar, nu știu să zic așa, vreo 11 întrebări la început, deci e destul de ok. Bun, pur și simplu răspundeți la toate aceste întrebări, v-am zis că tot ce trebuie să faceți este să răspundeți la câteva întrebări. Nu știu, puneți aici un post al cod, nu contează care, să fie de fapt al vostru, și îi dai start earning now, poți să dai keep boosting my profile și te va ridica din ce în ce mai sus. Ok, după ce v-ați făcut profilul, cam așa arată interfața și o să trebuia să mergeți aici pe Browse Projects. Și o să vedeți că aveți foarte multe proiecte foarte interesante. De exemplu, aici să îți înregistrezi un cont, 1,5 dolari, doar să-ți faci un cont.
și o să te plătească în dolari. După aceea, dacă faci un review pe Facebook și pe Trustpilot, primești $5. Dacă le faci lor la Latium, primești $5. Bineînțeles, te plătește într-o anumită monedă. Dar lucrurile acestea nu sunt greu de făcut. Vă faceți un portofel virtual, nu știu, pe Transilvania, de exemplu, sau pe... Sunt foarte multe site-uri. Dacă nu găsiți să vă faceți un portofel și faceți bani aici, o să aveți undeva wallet-ul vostru și după aceea puteți să retrageți banii. Și o să mai fac eu un filmuleț după aceea cum să retrageți bani în cazul în care nu reușiți. Bun, de exemplu, aici îți faci un cont și urmărești instrucțiunile 20 de cenți, să spun așa. După aceea, doar să downloadezi aplicația 10 cenți. Sunt niște, de exemplu, niște bănuți mai puține aici, dar în funcție de ceea ce veți găsi aici, veți putea face mai multe chestii. De exemplu, tester needed. Dacă ai Android 8.0, eu de exemplu n-am Android, dar pentru cei care au Android, poate să fie un, poate să facă teste la asta și să primească $10-$15 pentru că testează o aplicație sau ceva de genul. După aceea, haideți să mai vedem că sunt mai multe proiecte pe aici. Putem merge pe, nu știu, pe surveys, de exemplu, să faci tot felul de chestionare și după aceea vei fi plătit. Haideți să ne mergem mai jos, de exemplu, social and digital marketing pentru cei care se pricep cât de cât. De exemplu, doar pentru că vei crea un cont de Facebook și vei face o pagină, vei primi între $5 și $25. Foarte tare mi se pare chestia asta. De exemplu, dacă ai deja 1000 de subscriberi, primești între $5 și $25. Sunt foarte, foarte multe oferte aici pe site-ul acesta pe care le puteți face, foarte multe categorii. Haideți să ne mai uităm. Usability testing, de exemplu, dacă mergi aici, haideți să vedem. Testa nindit aceasta am văzut-o deja. De exemplu, poți să faci niște teste la unele aplicații și să primești între $35 și $40. Deci v-am zis, sunt aplicații nenumărate pe care le puteți găsi aici, pe care le puteți face și sunt destul de simple. Nu știu, puteți să mergi sales and marketing. V-am zis, sunt foarte, foarte multe proiecte în momentul de față care vă pot aduce bani. Bineînțeles, pentru toate va trebui să trebuiască să munciți puțin, dar nu. Asta este. Am mai văzut niște chestii pe YouTube în care unii, de exemplu, o să traducă, o să meargă aici pe Translate și o să traducă tot felul de texte. Găsesc aici, de exemplu, un text, îl iau de aici și îl traduc cu Google Translate. Din punctul meu de vedere, nu este o ofertă foarte, foarte bună, dar v-am zis în funcție de ce veți găsi. Bun, haideți să intrăm pe unul din proiecte, de exemplu, pe partea aceasta de app downloads, de exemplu. Haideți, partea asta nu am intrat foarte mult, de exemplu, să zicem că am intrat pe partea aceasta de a downloada aplicații, va trebui pur și simplu să mergi, nu știu, de exemplu, download and test software PC, dar US only, aceasta este desktop only, sau aceasta este un mobile game. Intri pe mobile game-ul ăsta. Tot ce trebuie să faci este să-i pui un bid, de exemplu poți să-i pui $5, cât este minimul la el, pentru că cu cât îi vei pune mai mult s-ar putea să vină alții cu variante mai ieftine și după aceea dai place a bid și boom. Aștepți ca să vezi dacă acest om îți va răspunde și dacă îți va răspunde, va zice ok și trebuie să faci lucrurile acestea, să downloadezi jocul acela și să faci unele chestii. Nu o să intru chiar în toate detaliile și așa poți să faci $5 foarte ușor. Ceea ce trebuie să știți voi sunt că ăștia care plătesc mai mult caută tester verificați. Testerii verificați, după cum vedeți, dacă vei intra tu aici, atunci când dai place a bid, de exemplu chiar dacă pui $300 aici și dai place a bid, spune că trebuie să fii verificat. Asta nu vă recomand la început dacă nu aveți bani, de exemplu, puteți să o faceți mai târziu. Ca să fiți verificați, trebuie să plătiți $9, dar după ce veți plăti cei $9, veți putea accepta orice alt proiect. Banii se plătesc cu un card, nu prin PayPal sau alte lucruri și se plătesc o singură dată ca să devii verificat. Dar v-am zis la început, dacă nu aveți bani, nu vă recomand neapărat să vă verificați contul, dar după ce veți face niște bani tot pe site-ul acesta, vă puteți plăti contul și automat puteți să faceți mai mulți bani. Cam astea fiind spuse, ăsta a fost filmulețul de astăzi. Intrați pe Latium, link în descriere dacă nu vreți să intrați pe linkul în descriere, latium.org și spor la bani, oameni buni, și până data viitoare am fost oare mai bine. Ciao!